Recent la Slatina a avut loc o ședință tehnico-științifică pe problema realizării planului de lichidare conform listei de cercetare necesară în temeiul proiectului pentru eliminarea și remedierea impactului asupra mediului a minei din Slatina. Alături de reprezentanții minei a Spitalului Alergologic Republican, Departamentului pe situații de urgență, ecologiști, deputați locali au fost prezenți și savanți de la Institutul Geologic Ucrainean, Institutul Ucrainean de Cercetări a Industriei de Sare, Institutul de Geologie a Minelor, Geomecanica și Geodezia, Institutul Gorhimprom, Departamentul de Materiale Miniere și Chimice Prime de la Academia de Științe a Ucrainei. După cum a comentat directorul mine, Alexandru Poștuc, lichidarea se va desfășura pe o perioadă îndelungată și în câteva etape. În procesul verbal al adunării se spune de asemenea, în efectuarea de cercetări pentru determinarea posibilității de exploatare a sării se iau în vedere cerințele de protejare a mediului pentru reluarea procesului și construcția de clinici subterane alergologice. După spusele domnului Alexandru, rezervele de sare constituie 100-150 milioane tone. Oamenii de știință sunt cei care vor decide dacă este posibilitatea de a deschide o mină nouă și un spital analog. Primarul orășelului, domnul Gheorghe Uhali, dorește să vadă localitatea sa în viitor un orășel industrial cu o mină de unde se va extrage sare. Problema strămutării și asigurarea localnicilor cu spații de locuit noi pentru noi este o procedură dureroasă și complicată. Aproape 300 de oameni trebuie mutați din zona de pericol, dar faptul că această zonă e grav avariată nu ne-a confirmat nimeni. Locuitorii Slatinei care au nimerit în prima zonă potențială periculoasă, au vizitat acest teritoriu și au manifestat o poziție pozitivă față de aceste locuințe și au spus că sunt de acord ca să primească de la stat o rambursare în forma unei locuințe în locul celei de la Slatina, dar cu condiția că o să plece de la Slatina în momentul când o să fie un pericol ca atare real. În prezent, spun, avem doar o zonă potențial periculoasă care nu este calificată de Ministerul de Urgență ca zonă de evacuare momentană. Din anul 2011 a început construcția cartierului. 8 case private, 116 apartamente, 17 acareturi, o școală cu 330 de locuri, o grădiniță pentru 140 de copii. Cartierul are toate tipurile de comunicare. Împuterniciții au declarat că 90% din lucrări sunt făcute. Pe anul 2012 au rămas doar finisările și amenajarea teritoriului. Apoi totul a fost stopat. Se spunea că unii locuitori din Slatina nu vor să se mute, alții așteaptă cu nerăbdare trecerea în noile case. E o viață să muncești și te-ai deprins cu toți vecinii, ți-ai făcut toate și să mergi nu știu unde. Cu atât mai mult, mai departe de oamenii tăi, deci de neamuri, de... Nu, nici cum nu. Noi în 78 ne-am străit și numai în anul este ne-am gătat de tot de făcut, încă tot nu suntem gata. Și amuia să luăm și să ne mutăm la aii noștri până la groapa aceea, noi suntem mai mult de 300 de metri, mai mult. Până aici groapa nu poate și aici baie nu-i. Aici nu-i, că baia e nici nu baie, dar șciolul ce merge de peste baie, merge peste câmpul acela și acolo e 300 ori 400 de metri de la casa noastră. Și aici iară peste 300. Unde noi, el sub noi baie noi. Deloc. Că ajunge groapa până aici. Când ajunge? Peste 100 de aib modru. Așa a fost și cu acela drum ciufore cândva, până ne-am dus la urmă. Așa că nu există aici să se surupe și nimeni de aici, că de la noi nu ne duce. Eu sunt de acord. Eu trăiesc mai departe puțin. Funcționarii cer de la Cabinetul de Ministri un supliment de 15,6 milioane grivne. În iunie, Cabinetul de Ministri a alocat 7,8 milioane grivne pentru acest cartier. S-a încheiat prima lună a anului 2013, e pe sfârșit cea de-a doua, dar nimic nu se întâmplă la Tereblea. Toți împuterniciții dau din numeri, problema se rezolvă la instanțele superioare și drastic nu ajung bani. Toate lucrările au fost înghețate, muncitorii nu au primit salariu pentru cele executate, un lucru paradoxal. Cartierul e construit, iar oamenii locuiesc la Slatina, banii au dispărut ca chimerele, mina e în derivă și după cum se zice, până la urmă avem ceea ce merităm. Alo, miliția,
Vreau să vă comunic că răufăcătorii au minat aeroportul din Ujgorod. Uite așa, timp de 10 secunde poți comite o infracțiune. Порушником закону за умови, що свідомо сказали правоохоронцям неправду. Від жартів по телефону рятувальникам не до сміху. Після кожного анонімного дзвінка із повідомленням про замінування вони змушені все перевірити. Найчастіше інформація не підтверджується. Наприклад, восени минулого року анонім повідомив, що на тренові курута Одеса-Ужгород пасажири транспортували експлозиви. І поки міліціяни каутали експлозивили, активітатя гарі а фост переклітата, яр лумя а фост евакуата дин інкабері. Се пуне стоп пе тоата активітатя. Трену урма са плече, стаціонează. Яр чел че урмя са сосяс nu este primit. Spre exemplu, dacă ați planificat să plecați la Kiev și trenul întârzie, nu reușiți nici să mergeți la o altă gară. La Lviv, spre exemplu, consecințele sunt grave și prejudiciile financiare aduse la fel. Multe dintre apelurile anonime se referă la minarea instituțiilor de învățământ. Câțiva ani în urmă, un asemenea caz a avut loc în școala cu predare în limba maghiară din Ujgorod. O persoană anonimă a reclamat despre existența unei bombe pe teritoriul școlii. Doamna Ana a fost martor la derularea evenimentelor din acea zi. În acea zi era un timp frumos, dar era rece. Pedagogii s-au orientat în situația dată și toți copiii și-au luat hainele și gențile în timp de 5 minute și au fost evacuați toți pe teritoriul școlii vecine. Clumețul, elev de la școala vecină, a fost depistat în decursul unei săptămâni. Părinții au fost nevoiți să plătească o amendă impunătoare, deoarece fiecare reclamație falsă se soldează cu cheltuieli ce se cer recuperate. Un apel anonim impune statului cheltuieli de la 10.000 grivne în sus. O informație eronată despre pericolul pentru viața cetățenilor, deteriorarea sau distrugerea patrimoniului personal este sancționat cu privarea de libertate pe un termen de la 2 la 6 ani, plus amenda. Grație dotării tehnice, 90% din apelurile anonime sunt identificate cu ușurință și sunt pasibili de răspundere față de stat. Ori colaboratorii organelor securității de stat subliniază că nu vor fi sancționați cei care au depistat un obiect dubios și au hotărât să dea o dovadă de precauție. Concursul este organizat de 9 ani la rând. De obicei se organizează la 9 tipuri de sport, atât cele de vară cât și de iarnă. Circa 120 de copii din toată regiunea s-au adunat la Pilipeț pentru a-și demonstra maestria la sporturile de iarnă. Am schiat, dar în mod serios de abia primul an. Ne-am antrenat, am fost și la competiții la Harkov, astfel înregistrăm performanțe în fiecare an. Unii participau la competiții de tipul schiatul pe distanțe mari, alții la schi alpin. Tinerii și tinerele de la 13 la 18 ani s-au întrecut în maestrie pe distanța de 600 de metri. Pentru cei care pentru prima dată au încercat să schieze, e greu să coboare de pe acest munte, dar pentru cei avizați e ușor. Schiurile și snowboardul au căpătat popularitate la tinerii transcarpatieni. Antonia Țina, organizatorul competițiilor, a spus că doritori au fost foarte mulți. Au venit și din raionul Meșghirea, de la alte școli sportive, din Ujgorod. Și chiar aici au venit copii din sat, doritori de a participa la aceste întreceri sportive. Scopul acestor competiții este de a atrage copiii la un stil sănătos de viață și a implica tineretul la ocupația cu sportul. Alături de tineri a fost și deputatul Ivan Bușco. El a menționat nivelul înalt de pregătire pe care au dat dovadă toți participanții, apreciind importanța sportului de iarnă în viața fiecărui om. E nevoie de a îmbunătăți starea materială și de a deschide școli speciale de sport în Transcarpatia. Anul acesta am deschis la Costrin o școală, cred că și la Meșghirea, în satul Pilipeț, o să deschidem o școală internat care ne va permite să dezvoltăm acest tip de sport și să pregătim tinerii sportivi. Copiii câștigători au fost gratulați cu premii, dar și echipamente sportive, mănuși, bețe pentru schiat, training-uri. Va fi pregătită o echipă care ne va reprezenta la Cernighiv, la competițiile sportive de iarnă.